Florina Dâmboacă a ales să se interneze într-una dintre rezervele Spitalului Slătinean. La baza deciziei sale a stat prețul acceptabil, dar și confortul cu mult peste ceea ce oferă saloanele standard. Deloc de neglijat este și asigurarea unei intimități de către rezerve. Sunt alte condiții. Avem altfel baia, curat în salon. Sunt alte condiții față de celelalte și este mai curat, într-un final. Pacienții Spitalului Slătinean au la dispoziție 10 rezerve. Pentru mai puțin de 50 de lei pe zi, aici pacienții beneficiază de o cameră a lor cu dotări peste cele oferite în saloane. La nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina, pe secțiile obstetrică, ginecologie, chirurgie generală și medicală, există spații de cazare cu confort sporit, cu 1 și 2 paturi, dotate cu grup sanitar propriu și facilități de confort care sunt peste saloanele obișnuite, unde cazarea se poate face cu achitarea unei sume stabilite zilnic de către pacienții care solicită acest lucru. Pentru că închirierea rezervelor se dovedește a fi benefică atât pentru pacienți cât și pentru spital, acest lucru a determinat conducerea unității medicale să ia decizia de a mai amenaja astfel de spații de cazare contra cost. În proiectul de reabilitare a pavilionului central, precum și în proiectul de reabilitare a blocului materno-infantil, au fost prinse toate spațiile ce urmează a fi reabilitate, inclusiv rezervele medicale, pentru a putea oferi pacienților noștri condiții hoteliere decente. Gradul de ocupare a rezervelor de la Spitalul Județean de Urgență Slatina a depășit anul trecut 90%, cele mai căutate fiind cele de la chirurgie și ginecologie.